acum 4 ani, un domn profesor, împreună cu un grup de elevi, au reușit să imortalizeze primarii câteva din locurile unde au poposit evreii din acel tren al morții. Pentru a comemora victimele celor cunoscute ca trenuri ale morții din anul 1941, care după călătoria Iași-Călăraș au adus o serie de evrei care după pogromul de la Iași au fost deportați către Călăraș. Foarte mulți dintre ei au murit pe acel drum, au fost mai multe trenuri. Probabil știți o parte din istorie, mai multe lucruri veți afla de la colegii mei istorici în cadrul simpozionului care va urma astăzi un pic mai târziu. Au ajuns trenuri și în Călăraș cu multe persoane deja decedate. Cele care au supraviețuit au fost duse într-o clădire a jandarmeriei de pe timpurile acelea, unde iarăși, din păcate, mulți din cauza condițiilor precare și-au pierdut viața. Datorită unor descoperiri istorice de natură recentă, de date recente, făcute de colegii mei de la Centrul de Istorie, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, s-au găsit aceste locuri, s-au găsit documente și în arhivele statului și astfel am putut astăzi să avem mult mai multe informații, mult mai multe date despre acei sărmani oameni care în urmă cu 78 de ani și-au găsit sfârșitul pe aceste locuri. N-am să fac o introducere foarte lungă. Îi rog pe domnul prim rabin Rafael Schaffer și pe domnul cantor Emanuel Puștai să oficeze un scurt ceremonial religios evresc. Domnilor, vă rog. El male rachamim shochavim v'amerumim hamatzavim enucha nechonavot al hakanafei ashechinov bemavalavot kedushim atacharim kezarak yam asirim את כל הנשמות של הקורבנות הפוגרום שבעיר היש ובקרבות המוות שנחרגו רוב על הקידור שבש בגן עידן וגן עידן אתכם מנוחת בעבור שאנו מתמללים לילו לשמותיכם לך לבר הרחמים יסתירם בסייתר כנפיו לילמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיכם אדוני הנחלתם וינוחו בשלום על משכבם וימדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן Doamne, plin de îndurare, care tronezi în înălțimi,
fă să-și găsească odihnă adevărată sub aripile prezenței divine, în rândul celor sfinți și curați care strălucesc precum flacăra cerească. Sufletele victimelor pogromului din Iași și al trenurilor morții, în Ganeden odihnească-li se sufletele, căci noi ne rugăm pentru înălțarea sufletelor lor. De aceea, Părinte al Îndurării, odihnește-le sufletele sub aripile divine în veci și adună-le suflete în buchetul vieții. Domnul este moștenirea lor, odihnească-se în pace și trezească-se spre soarta ce le-a fost hărăzită la sfârșitul zilelor și să spunem amen. Un cântec al lui David. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Prin pășuni verzi conduce, la pe liniștite mă aduce. Sufletul meu îl înviorează, mă conduce pe cărări ale dreptății, de dragul numelui său. Chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, nu mă voi teme niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie, tu vei așterne o masă înaintea mea, în fața celor care mă chinuie. Îmi vei unge capul cu un de lemn, paharul meu se revarsă. Doar binele și bunătatea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului zile îndelungate. În continuare, invit pe domnul dr. Aurel Weimer, președintele Federației Comunităților de Vreți din România și domnul primar al municipiului Călăraș, să dezvelească această placă care va aminti urmașilor de cele care s-au întâmplat în anul 1941 aici. Pe 6 iulie 1941, în gara Călăraș a ajuns primul tren al morții, cu evrei deportați din Iași după pogromul din 29 iunie 1941. Din cei 2530 de evrei înghesuiți în vagoane din ordinul dictatorului Ion Antonescu, peste 1500 au murit pe drum sufocați și însetați. Supraviețuitorii ajunși la Călăraș în număr de 1011 au fost închiși în regim de lagăr în mai multe clădiri din oraș. Peste 100 dintre ei au murit din cauza condițiilor inumane de detenție. Fie ca memoria acestei tragedii să rămână vie ca un avertisment pentru generațiile viitoare. Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, 2019. Vă mulțumesc, domnilor, și vom continua manifestarea noastră prin câteva discursuri care ne onorează foarte mult, iar pe primul pe care le rog să ia cuvântul și să spună câte ceva despre motivul pentru care ne aflăm aici este domnul dr. Aurel Weimer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. Bună dimineața tuturor! Încă dimineața! Nu e 12, deci putem bună dimineața! Iată că ne-am trezit astăzi cu un eveniment care comemorează lucruri întâmplate cu 78 de ani în urmă. Ce s-a întâmplat, ați auzit și știți, bineînțeles. De ce facem din nou acest eveniment aici, la Călăraș? Unde e Iașul? Unde e Călărașul? Iată, am făcut un mic, așa, o mică rimă, dacă vreți. Așa au hotărât autoritățile de atunci, regimul Antonescu, să scoată evreii din Iași și să expedieze spre Călăraș. Aceasta a fost o mare aventură umană, însoțită de suferință fără margini, fără margini. Tot ceea ce s-a spus și s-a scris despre cele trăite de acești 1500-2000 de evrei înghesuiți în vagoane, două vagoane, spuneam noi pe vremuri, vagoanele care transportau gite, fără niciun fel de simțământ uman, apă, mâncare, aer, nimic, înghesuiți acolo, ținta era să-i aducă de la Iași la Călăraș.
de cei care au supraviețuit pogromului. Întâi a fost marele pogrom de la Iași, iunie 41, când au fost omorâți între cifrele nu sunt foarte exacte, între 12.000 și 14.000 de evrei nevinovați. Din aceștia, 2500 au fost urcați în vagoane. Și în afară de drumul până la Călăraș, a fost un tren al morții, un tragism de nedescris, de la Iași la podul Iloaie, vreo 30 de kilometri. Era o zi de iulie, cu o arșiță teribilă și oamenii au murit sufocați, trenul mergând cu încetinitorul. Au avut șansa unii să ajungă la Călăraș. Eu mi-amintesc că a trăit până acum 34 ani un mare regizor de televiziune și de film, Andrei Călărașu. A fost unul din puținii supraviețuitori ai trenului care a ajuns la Călăraș. Cercetătorii noștri de la Centrul de Studii al Istoriei Evreilor din România, condus de cercetătorul Andrei Cioflâncă, au reușit să dea de urmele evenimentelor de atunci și ne vor pune în fața unor imagini reale, autentice, de cele întâmplate atunci. Nu pot să nu amintesc că acest tren în drum spre Călăraș a fost oprit forțat cu prețul vieții de Viorica Agarici, doamna care a fost șefa Crucii Roșii de la Roma, care a zis, dacă vreți să treceți de gară, fără să deschideți ușile vagoanelor, mă omorâți pe mine. Într-adevăr, s-a oprit trenul, au fost descărcate cadavre, înmormântate avem într-o groapă comună la cimitirul din Roman și alții au mers mai departe. Poate că au mers sau ajuns cei care au ajuns datorită gestului eroic al lui Viorica Agarici, o româncă creștină de familie nobilă, e adevărat, dar care și-a sacrificat viața pentru viața altora și mai ales că acești altora erau evrei, nu erau creștini. Noi am venit și din îndeplinirea unei datorii de onoare. Avem valori pe care le cultivăm și le respectăm. Printre aceste valori sunt valoarea memoriei și valoarea recunoștinței. Nu uităm niciodată cele întâmplate de mii de ani în istoria evreilor, dar mai cu seamă un eveniment de acum doar 78 de ani, care la scara istoriei înseamnă aproape nimic. Am venit să cinstim memoria acestor oameni care au ajuns cu prețul unor sacrificii imense, unor chinuri trăite și au ajuns în gara Călăraș. Acest domn Călărașul de care am vorbit, fie memoria veșnică, a fost creator de televiziune important în România și întemeitor al televiziunii în Israel. A avut o șansă să scape cu viața. Iată, dar de o modestie extraordinară, n-a vrut niciodată să vorbească de cele petrecute în acel cumplit timp din trenurile morții Iași-Călăraș. Așadar, ne aplicăm cu mare durere, dar în același timp cu recunoștință, pentru cei care au suferit atunci, doar pentru faptul că s-au născut evrei și unde la Iași, un oraș care înainte de pogrom era în majoritate, cu majoritatea populației evrești. Erau 100.000 de locuitori ai Iașului și 52.000 erau evrei. Ei, regimul Antonescu a dorit să-i lichideze. Așa au ajuns la Călăraș. Doresc în final să vă mulțumesc tuturor, să mulțumesc excelențelor lor, reprezentanții corpului diplomatic, domnul ambasador al statului Israel, David Sharanga, domnului locțitor al ambasadorului
tot nu știu să spun, Federației Ruse și celorlalți care sunt prezenți, dar și tuturor. Avem și un supraviețuitor aici, pe care o să-l auzim la simpozion. Vă rog să vă alăturați gestului nostru de memorie și recunoștință și să fim mereu cu atenția mărită pentru eventuale repetări în istorie al unor astfel de crudități umane, cruziri umane, care au căzut victime, oameni, ca toți oamenii, simpli, normali, dar pentru că au avut o picătură de sânge evresc, au trebuit să moară în aceste timp. Vă mulțumesc tuturor participanților și sunt convins că evenimentul creat de noi, datorită rezultatelor muncii de cercetare a celor de la centru, a domnului Cioflâncă, îl organizăm astăzi cu toată recunoștința. Și aș dori să mulțumesc medii române care a prezentat astăzi acest eveniment ca un eveniment important în istoria evreilor din România, dar și istoria poporului român. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim mult, domnule președinte! În continuare, îl rog pe gazda noastră, domnul Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Tălăraș, să ne se adreseze. Domnule primar, vă rog. Excelența dumneavoastră, domnule ambasador, excelența dumneavoastră, domnule vice-ambasador al Rusiei, sunt onorat să particip astăzi aici la acest eveniment. Am trăit prin cărțile citite de ororile petrecute începând al doilea război mondial. Sunt dezamăgit că un român a făcut acest lucru, este vorba de generalul Antonescu. Sper ca ceea ce s-a întâmplat să fie pentru toți un învățământ, astfel încât sub soarele acesta este vorba pentru toți. De asemenea, vreau să vă spun că noi am avut activități dedicate evreilor, dedicate trenului morții care a poposit în Călăraș și numai târziu de acum 4 ani, un domn profesor împreună cu un grup de elevi au reușit să imortalizeze prin imagini câteva din locurile unde au poposit evreii din acel tren al morții. Dumnezeu să ne ajute, iar recunoștința pentru cei care au murit să nu fie uitată niciodată și să înțelegem că nu ura trebuie să ne cuprindă, ci înțelegerea și buna comunicare. Vă mulțumim mult! Vă mulțumim frumos, domnule primar! Suntem onorați de prezența excelenței sale David Saranga, ambasadorul statului Israel în România, pe care îl rog frumos să ne adreseze câteva cuvinte. Excelența voastră. Domnul președinte Vainea, domnul primar, Holocaustul din România e mai puțin cunoscut sau era mai puțin cunoscut în lumea. Nu știu din ce motiv, dar așa era. Numai în ultimii ani, pot să zic, cel puțin în Israel, lumea a început să înțeleagă ce s-a întâmplat aici, pe pământ roman. Și faptul că această poveste al trenului morții, faptul că această poveste, această parte a istoriei de la pogrom de la Iași, s-a devenit parte din acest context al Holocaustului și când vorbim cum lucrurile se vede de afară, asta este datoria din acțiuni sau din evenimentele ca asta. Datoria noastră comună este să continuăm și să vorbim despre ce s-a întâmplat aici pe Pământul Uman. Holocaustul, unde jumătate din comunitatea care a trăit pe Pământul Uman înainte de al doilea război mondial, era ucisă. Și asta este datoria noastră. Astăzi trăim într-o lume, mai ales aici în Europa,
unde xenofobia, intoleranța, antisemitismul face parte din societate. Și noi tot trebuie să luptăm împotriva xenofobia, împotriva intoleranța, împotriva antisemitismul și așa mai departe. În acest context, ce guvernul roman face, în acest context, la lupta antisemitismul, este ceva care e văzut într-un mod pozitiv, numai în Israel și în întreaga lumea, și vreau să felicit pe guvernul roman, pe președia, ția românească, pentru tot ce ei fac pentru a lupta antisemitismul. Mulțumesc! Vă mulțumim, excelența voastră. Din partea Consiliului Județean Călăraș, îl rog pe domnul Emil Mușat, secretarul județului Călăraș, să vi se adreseze. Domnule președinte, excelențele voastre, excelența voastră, domnule ambasador, excelența voastră, doamnelor și domnilor, uneori e tare dureroasă împăcarea cu istoria. E tare dureroasă. Dar lacrimile acestei dureri hrănesc flori ale sufletului de o frumusețe copleșitoare, care stau la baza celor mai strânse relații dintre oameni. Relațiile bazate pe iubire, pe iubire adevărată. Relațiile bazate pe înțelegere, relațiile bazate pe iertare și pe drum comun. Pe drum comun. Pentru că, doamnelor și domnilor, toți oamenii avem un singur pământ. Un singur pământ și drumul nostru nu poate fi decât comun. Va mai trece apă și va mai curge apă pe Dunăre până vom înțelege cu toții acest adevăr. Este tare dureroasă împăcarea cu istoria. 1500 de oameni evrei au murit într-un tren cu destinația finală Călăraș. Cu tremurător. Alți peste 1000 de oameni evrei au trăit în condiții grele, extrem de grele, în Călăraș. Să ne împăcăm cu această istorie? Să ne împăcăm cu această istorie. Dar să învățăm o lecție pe care ne-a sintetizat-o Edmund Burke încă din secolul al XVIII-lea. Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca cei buni să nu facă nimic. Haideți să fim cei buni care să facem ceva. Un adevăr pe care, din păcate, din nou îl uităm extrem de ușor. Prin acțiunea de astăzi, doamnelor și domnilor, un fragment de istorie este arătat contemporanilor într-un loc public spre neuitare. Domnește! Mulțumim domnului secretar al județului Călăraș și îl rog pe colegul meu, domnul director Adrian Cioflâncă, cel care în februarie anul acesta a făcut acele descoperiri de care vă spuneam, să ne relateze câteva din faptele care au adus la ziua în care suntem azi. Domnule Cioflâncă, vă rog. Bine v-am găsit! Ce se întâmplă astăzi este semnul că cercetarea științifică poate să aibă consecințe. Există o prejudecată care spune că aceste evenimente despre care vorbim astăzi sunt puțin cunoscute și că nu avem informații în arhive despre ele, că lucrurile nu sunt clare, că sunt controversate
sunt fraze pe care le auzim tot timpul. Ei bine, despre pogromul de la Iași există în arhivele din România, care sunt deschise de un număr de ani, peste 100.000 de pagini de documente. Inclusiv episodul Călăraș este ilustrat de mărturii ale supraviețuitorilor, de decidenți din zona locală și de la nivel central, care au participat la această atrocitate. Călăraș a fost stația finală pentru primul tren al morții, care a plecat de la Iași. Așa cum știți, în 29 iunie 1941, Ion Antonescu a avut ideea de a deporta întreaga populație evrească a orașului peste noapte. Era vorba de 45.000 de oameni, jumătate din populația orașului, cealaltă jumătate fiind creștini. Deportare care era imposibil de făcut din punct de vedere logistic, iar operațiunile de strângere a evreilor, de arestare și masarea lor în Curtea Chesturii și apoi spre gară și îngrămădirea lor în trenurile morții, s-a soldat cu o orgie de violență, cu uciderea prin toate mijloacele a evreilor din oraș, care au fost mitraliați, au fost omorâți în bătaie, au fost umiliți în toate felurile. După ce s-a deschis focul în plin în Curtea Chesturii din Iași, clădirea respectivă este acum în administrarea Consiliului Județean și este un loc al morții, trebuie și acela semnalat cum se cuvine în memoria locală. După aceasta, evreii au fost îngrămădiți în trenuri și duși unii la podul Iloai, alții pe un traseu lung care a durat o săptămână până la Călăraș. Locurile memoriei legate de această tragedie nu au fost cunoscute decât parțial până recent. De exemplu, nu se știa unde au fost gropile comune de la Săbăoani și împreună cu colegii de la Institutul Wiesel am făcut cercetări de istorie orală în 2013 și săpături de arheologie contemporană în acea zonă și am aflat că gropile comune sunt într-o zonă unde localnicii își țin viile și culturile de cartofi, fără să știe ce a fost acolo. Am găsit locul în care au fost gropile comune de la Iugan Mircești, de asemenea necunoscute în istoriografie, l-am găsit pe unul din sătenii creștini care a săpat la groapa comună. Și de asemenea am putut documenta nenumăratele povești dureroase ale celor care au suferit. Le vedeți, cei care nu le-ați văzut, în cimitirul evreiesc din podul Iloaiei, în cimitirul evreiesc din Târgu Frumos, în cimitirul evreiesc din Iași, bineînțeles, în cimitirul evreiesc din Roman și de asemenea în acest loc, în Călăraș, există două gropi comune din iulie 1941, în care au fost îngropați peste 100 de evrei. O parte au fost, să spunem, victime târzii ale pogromului, pentru că au fost urcați în tren bătuți și unii împușcați și au ajuns aici muribunzi. Alții au murit din cauza condițiilor de detenție, pentru că supraviețuirea evreilor aici a fost o chestiune pe care și-au asigurat-o singuri. Dacă rata de deces în Călăraș nu a fost mare, asta s-a datorat umanismului unora dintre decidenții locali, s-a datorat corupției, pentru că au fost folosiți bani pentru a se cumpăra supraviețuirea oamenilor, și s-a datorat bunei organizări din lumea evrească, care a făcut ca în scurt timp să fie puse în mișcare câteva mecanisme de întrajutorare care au făcut ca evreii închiși în fosta cazarma regimentului 23 Infanterie, într-un depozit de cereale, așa numitele depozite Finții, și în două sinagogi de pe strada Sfântul Nicolae, care a fost din totalul de peste 10.000 de victime ale pogromului de la Iași, noi știm astăzi 3.000 și ceva de nume.
La Săbăoan, de exemplu, supraviețuitorii au întocmit o listă celor care au murit în tren și au fost descărcați la Săbăoan în număr de 300, iar șeful jandarmeriei, șeful postului local de jandarmerie a luat acea listă și a îngropat-o împreună cu morți. Pentru că Holocaustul trebuie înțeles nu doar ca un ca o operațiune de distrugere fizică a corpurilor evreiești, ci și de distrugere a memoriilor. Iată că astăzi știm doar câteva nume din totalul celor care au murit. Avem fotografii pentru 500-600 dintre ei, iar pentru restul rămâne să ne adunăm în fiecare an, să ne aducem aminte de ei în ceremonii de comemorare, așa cum comunitatea evrească a făcut continuu după 1945. Și așa cum o să vă spună supraviețuitorii, ei merg și plâng la fiecare din gropile comune pentru că nu știu locurile unde au fost îngropați rudele lor. Nu sunt liste, nu sunt alte semne ale memoriei decât acesta. Dar e bine că avem un semn ca acesta în anul de grație 2019. Vă mulțumesc! De aceste evenimente și învață din ele. Îmi doresc, le spuneam acum două săptămâni colegilor mei, procurori și judecători, la unul din seminariile rețelei noastre, ca România să fie o societate sigură, atașată de valorile democrației, libertății, în care să nu se mai producă asemenea nebunii de genul celor pe care le comemorăm astăzi. Aș dori ca la rugăciunea care s-a rostit astăzi să adaug și victimele din groapa comună din 2010, pe care au stat 70 de ani în pământ și nu și-a amintit nimeni de ele, dar și cele pe care probabil le vom mai descoperi și de acum încolo. Aș dori să închei cu un citat interesant care mi-a venit în minte pe parcursul alocuțiunii domnului secretar al Consiliului Județean, o zicere a lui Panaiti Strati, pe care a scris-o într-o carte foarte interesantă intitulată Spovedanie pentru un viș, și care sună cam așa: nu cred în niciun crez, spuneți-mi ce sacrificați însă din viața voastră și vă voi spune cu ce preț prețuiți viața celorlalți. Prezența dumneavoastră aici, doamnelor și domnilor, subliniază cu ce preț prețuiți viața celorlalți. Și vă mulțumesc!
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן באלמה ואמרו אמן. אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. ועושה שלום ברומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. A camerelor de cazare, circa 1 milion de oameni au fost uciși în zona estică, pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, prin împușcare, prin spânzurare, prin înnecare, prin bătaie, prin provocarea sinuciderii și așa mai departe. Avem până să fie sofisticată această metodă de ucidere pusă la cale de naziști, au existat metode care sunt împușcați și mor în roata. Aceea m-a dat data că se roata o scenă incredibilă, dar îmi dat seama și plus că roata la Bunțuru pentru că s-a spus nu armata română, nu jandarmeria, nu. S-au găsit nuanțe fabricate în industria militară a României. E dureros pentru mine, e foarte dureros. Dar am văzut cu ochii mei. Mă scuzați că am zis că voi. Da. Nu era voie să organizeze comemorarea Holocaustului, el a făcut-o aceasta an de an. Și atunci un prieten de-a lui neevreu l-a întrebat. Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, funcție care obține onoare astăzi domnul dr. Aurel Weiner, i-a răspuns, prietenul meu, din trei motive fac acest lucru. Primul motiv este că așa, cum e obiceiul la evrei, odată pe an să spomenești pe cel care s-a prăpădit. Dar dacă s-au prăpădit numai datorită faptului că s-au născut evrei, 270.000 avem acest drept. Al doilea motiv este să facem cunoscut ce s-a făcut astăzi foarte frumos și foarte bine, s-a arătat în mod foarte apălâncit ce s-a întâmplat. Vrem să arătăm ce s-a întâmplat, că așa ceva să nu se mai întâmple. Și Radu nu face o mică ezitare și atunci zice, da, dar ai spus trei motive. He, dragul meu prieten, te rog să fii foarte atent. Dacă asta acum 30-40 de ani premoniție, dacă se va mai întâmpla un holocaust, acesta nu va mai privi numai pe evrei. Nu vă spun întâmplător acest lucru, pentru că aceste vorbe mi-au intrat mie în inimă și am urmărit să văd ce se întâmplă. Și s-a întâmplat cu boții noștri și eu vă dau acest exemplu. În urmă cu ani, președintele Obama a Statelor Unite a primit dezlegare din partea Congresului legat de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în Siria să execute un bombardament punctual. În momentul când s-a aflat acest lucru, o serie din țări arabe, lucru să știe, se poate urmări pe internet, nu vorbesc aiurea. O serie de țări arabe au spus, în momentul când cade prima bombă a Statelor Unite în Siria, noi atacăm Israel. Și atunci președintele Obama nu a mai executat ordinul
Congresului American. Gândiți-vă că premoniția rabinului Rosen nu s-ar fi întâmplat dacă țările arabe ar fi atacat Israelul, și consider că Israelul n-ar fi stat cu mâinile încrucișate dacă nu se întâmpla un holocaust care nu ar mai fi privit numai pe evrei. Iată o premoniție și vreau să spun în același timp că, având loc acum câteva luni în urma unor discuții legate de holocaust, la o conferință de presă mi-au participat presa, radio, televiziunea, am fost și noi invitat ca supraviețuitor să iau cuvântul. Și am spus următorul lucru, printre altele, nu intru la mănunte, dar observând că în ultima vreme s-a întețit și nu speram să trăiesc o recrudescență antisemitismului, anti-izraelismului, o nouă formă de antisemitism și mai ales o formă nouă de xenofobie, în care o serie întreagă de creștini din unele țări musulmane sunt obligați să treacă la islamism și suferă niște consecințe extraordinare, iată că această formă anti-umană, antisemitism, anti-izraelism, xenofobie, m-a făcut pe mine să spun următorul lucru. Oameni buni, am luat act și am considerat că faptul că s-a instituit premiul Nobel pentru pace și într-o perioadă atât de frământată pe care am trăit-o și o trăim, mai ales în momentul de față când trăim pe un sac de pulbere, s-a extins aceste forme xenofobe cu xenofobia. Iar faptul că s-a acordat și s-a acordat premiul Nobel pentru pace, consider că a fost o cale în care n-a fost eradicat acest flagel, dar s-a amânat și s-a amânat și sperăm să nu mai trăim deloc. Și atunci eu îmi permit să spun următorul lucru. Luând în considerare exacerbarea antisemitismului, antisraeliei și mai ales acum xenofobiei în contra religiei ortodoxe creștine, să se instituie un premiu asemănător care să sperăm că va ajuta ca acest fratel, ca aceste fenomene anti-umane să nu se mai întâmple. Sper în acest lucru și țin să felicit pe cei ce au organizat din nou această întâlnire a noastră, care sper să fie un pilon la optimismul pe care l-am eu și nu numai eu, că așa ceva nu se va mai întâmpla. Vă mulțumesc!